aveți 30-40 de familii care se tot chinuie cu apa, de fiecare dată sunt probleme, atunci când plouă, se colmatează puțurile și așa mai departe. Ce v-ați gândit să faceți pentru aceste familii și care credeți că e soluția pentru ca ei să aibă apă curentă și de bună calitate? Aș începe prin a spune că toate civilizațiile mari ale lumii s-au format de-a lungul râurilor, fluviilor și așa mai departe. Adică fără apă nu există viață nicăieri. În acest sat Florile, sat component al comunei Aliman, unde, așa cum ați spus și dumneavoastră, trăiesc circa 40 de familii, în jur de 100 de persoane, niciodată nu a fost apă potabilă. Ei se alimentează din patru fântâni, care, așa cum ați punctat și dumneavoastră, la ploi foarte mari se mai colmatează, apa nu e de cea mai bună calitate, deci ferească Dumnezeu oricând ar putea izbucni o epidemie datorată acestui fapt. Drept pentru care ne-am gândit la forarea unui puț de circa 150 de metri adâncime, un puț prevăzut cu tuburi de protecție a puțului, cu tablou electric, bineînțeles, racordat la rețeaua electrică, și urmează să înceapă lucrările în cel mai scurt timp, pentru că am obținut toate avizele necesare. Iar în a doua fază, asta însemnând în vara anului viitor sau în primăvara anului viitor, vom începe și construirea rețelei de apă de acolo, adică montarea conductei cu alimentare, de alimentare cu apă potabilă în acest sat. Cum se descurcă acum oamenii? Ce fac? Au niște puțuri, a spus, dar sunt probleme cu ele. Care e soluția? Să aducă apă din altă parte? Să bea apă îmbuteliată? Care ar fi soluția pentru ei până când e gata această lucrare? Soluția nu prea există decât, așa cum spuneam, alimentarea tot în acele fântâni. Apa îmbuteliată este destul de scumpă. Posibilitățile financiare ale locuitorilor acestui sat sunt limitate sau destul de mici, aș putea spune. O mică parte din ei se ocupă cu creșterea animalelor. Există și foarte mulți bătrâni în acest sat. Deci, soluția eficientă ar fi terminarea acestui puț pentru alimentarea cu apă potabilă. Dacă ar fi să vorbim de sursa financiară pentru această lucrare, de unde provin banii și cât ar ajunge în totalitate această lucrare? Deci e vorba de 330.000. Banii provin de la bugetul local. Privind pe ansamblu, mai sunt probleme și în alte localități, și în legătură cu apa, aveți în vedere pe viitor și alte lucrări asemănătoare sau aceasta ar fi ultima și, cu alte cuvinte, se rezolvă toate problemele legate de apă în Aliman? Într-adevăr, toate problemele legate de apă în comuna Aliman vor fi rezolvate prin alimentarea cu apă acestui sat. În celelalte trei sate componente există apă potabilă de ani buni. E bună apa aici? Da, e o apă destul de bună, pentru că sunt puțuri forate la mare adâncime, da. O apă destul de curată, am înțeles. Aș putea spune o apă bună. Acesta este amplasamentul viitorului puț din localitatea Florile. Pânza freatică se află aici la 7 metri adâncime. Cu toate acestea, primăria a decis să sape, să foreze până la 150 de metri adâncime. În acest fel, se poate asigura că viitoare lucrare va asigura apă indiferent de anotimp. Această lucrare va asigura apa necesară pentru toate familiile din această localitate. Oamenii până acum se chinuiau. Ba de la puțuri, fântânile proprii, odată cu această lucrare totul va fi modern și la standardele anului 2021. Pentru CD News, Adrian Boioglu.